Bine v-am regăsit! Și o spun în egală măsură pentru copii, suporteri și adulții telespectatori care bănuiesc nu mai pun de mult la suflet ratarea unei calificări. Cum s-au consumat deja toate glumele pe seama egalului trist cu Norvegia? Eu mi-am permis doar o întrebare. Delicioase fiind, cu adevărat, alte întâmplări pe care n-aveam cum să le ratez azi, când ciobanii încă mai speră, cred eu, să construiască odată cineva, dacă nu autostrăzi, măcar banda de siguranță pentru oi. Cu aceste gânduri bune, deschid azi colecția România care este și odată cu ea, emisiunea. Sunt Andy Moisescu. Începe inevitabil o nouă ediție Apropo TV. Sper că ați observat că apa trece, pietrele rămân. Mă refer evident la guvernele care trec și la autostrăzile noastre, care rămân fix atâtea câte erau. Noroc cu oile, care salvează statistica din punct de vedere metafizic și cantitativ. Uitați-vă dumneavoastră astăzi în orice parte a țării cât de frumos este acest animal pe pășunile verzi ale țării românești. Transumanța pe autostradă. România aproape de 20-20. Da, și ciobanii am văzut că au ocupat doar o bandă, nu s-au dus pe două benzi, adică puteai să treci pe lângă. Puteai să treci în viteză. Puteai să treci în viteză, că la 200 și ceva de ori cât se merge la noi pe autostradă, o oaie de aia ar fi cum ar veni musca pe parbriz, nici nu o simți. Cu ce gânduri în transformanța asta? Băi, n-am avut onoarea și pentru că oaia, precum știm... Oaia este o statuie vie. Este simbolul acestei perenități românești și eu nu înțeleg, autostrada aia e numai pentru noi sau? Adică ei nu sunt cetățeni românii, nu și din taxele lor s-a făcut această autostradă? Și oieritul face parte din economia României. Nu putem să distrugem un sector al economiei României pentru că vrem să nu treacă nimeni cu oile pe autostradă. Asta este situația. Trec ilegal. Și ce face? Blochează circulația. Acum să mai supără lumea, să mai murdărește șoseaua pentru că animalele își fac treaba. A, uite, bă, băiatule, aici România anului 2019. Autostradă de mare viteză. Pentru o vine, pentru noi. Aia dracu să nu-mi ia vreuna. Băi, așa ceva nu e posibil. Uite și tu ce e aici, mă, mâncava și brava. Până se va găsi un coridor, să se va construi un coridor special pentru oi și pentru păstori, va trebui să ne împăcăm toți și să ne adaptăm acestei situații. Nu pot drumurile naționale, adică CNAIR-ul, să creeze și coridoare pentru oi. Hai, pastrama, tată! A2, de la Cișea de Cernavodă, poate cavrea cu vreo oaie, spre taxare, spre Fetești. Iar asta se întâmplă practic în fiecare toamnă, în zona podului de la Fetești. Ciobanii intră cu oile pe autostrada Soarelui, pe breteaua rutieră care vine dinspre orașul Cernavodă, ca să poată ajunge pe câmpurile din Ialomița. Vestea bună e că ciobanii creează astfel o extraordinară oportunitate de studiu a faunei mioritice din zonă pentru zootehniștii amatori și elevii de la București. Mai au miorița la școală? Bineînțeles, cum sunt? Oaia este o statuie vie. Bine, au și fefeleagă, de pildă. Păi și noi am avut și fefeleagă și mioița. Da, da. Depinde ce iei de acolo. Și că trebuie să le ieși pe amândouă și după aia în viață te ajută. Te ajută, știu. Pe cine n-a ajutat? Fefeleagă. Fefeleagă, da. Deci, astea care sunt ca în India. Păi când vine o vacă pe stradă, pe așa, păi comentează-mă vreunul, păi poate să fie și mama lui Iulia Vântur acolo. Păi se oprește, mă, toată India în cap. La noi nu e cu vaca, la noi e cu oaia. La noi oaia e sfântă. Oaia este o statuie vie. Păi când apar alea pe autostradă, deci trebuie să se închidă, să treacă ele în voia lor, pentru că ce dă un tir? Oaia dă lân, dă brânz, dă lapt. Înțelegi? De la un tir ce e? Poluare. Păi mai are dreptate și Greta, mă. We are in the beginning of a mass extinction and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Almintrea poliția cu 3 săptămâni
Mi-a dat amendă de restricție, că am luat pe restricția de vară, 10 milioane. Dar pe ăștia nu-i mai vedem, mă, cu oile. Saghi, au făcut autostrăzi numai să treacă... frate, trebuie să treacă, oaia e sfântă. Unde vrea să se ducă? Dacă oaia vrea pe Facebook, pe Facebook trebuie să o lași. Nu ai voie să-i îngrădești accesul, știi? Și astea sunt argumentele toate pentru a fi un brand național? Este doar o definiție. Argumentele se găsesc în străfundul analizei pentru fiecare și pentru orice loc. Vestea proastă e că de când le-am speriat cu Varvara și Filoftea, frezele gigantice de la metroul din drumul Taberei, n-au mai rămas suficiente cârtițe în România ca să le facă tunel oilor pe sub autostradă. Că de muncitori nu se mai pune de mult problema. Există peștera de la limanul care duce până la Bulgaria, dar de când au fost inundațiile s-au surpat și nu mai duce. Se ducea până la Istanbul, în fine. Dar e foarte greu că să faci tunel pe acolo. Uite metroul din drumul Taberei. To find a destination within any three-dimensional space, you need 6 points. Am văzut că civilizația... Este la știu. Da? Da. Ah, deci ai gaură făcută? Un gaură acolo, da. Dar mi-e frică să intru, că cine știe unde dracu ies. Asta așa. Să știi că acum s-ar putea să fi săpat ăștia, pentru că, de fapt, ce știm noi? Că nu există poze cu Polul Sud. Nimeni n-a văzut niciodată cum arată Polul Sud. De câte ori vorbești de Polul Nord. Polul Sud nu există. Pe la vreo 500 de kilometri de Polul Sud este îngrădit totuși, este păzit cu armament. Deci la Polul Sud e o intrare în pământ. Și în pământ intri și o altă lume, la fel ca noi, care trăiește în pământ. Dacă îți vine să crezi. E, pe la Moghiureș, dacă intri... S-ar putea să ieși acolo. S-ar putea să ieși acolo. Să te întâlnești cu ea și că ăștia zic că acolo există o lume similară, în oglindă. Dacă întâlnești cu un alt dragoș, care și lui a săpat la Moghiureș sub pământ, să iasă la suprafață. Mă întâlniți amul doi, știi, ca geamul de la metrou. În față și mă, să oară mie, uite nu ăsta. Dar ăla-i Dragoș din fundul pământului, dar nu în afară. De asta cred că nu-i dau drumul la metrou din Moghiureș. Aia e poarta interstelară. But to chart a course, you need a point of origin. S-a mutat, era în Apuseni, știi că era în Apuseni? Da, știu. Intrai prin ea și ieșai la Burebista acasă. Cu Burebista la masă, adică îl găseai dracu sub duș sau te întorceai și în timp. Da. Toată lumea știe că găina bătrână face ciorba bună. Dar v-a spus vreodată problema că din găina aia bătrână și galbenă de țară ar putea ieși o zeamă de culoarea unui freș de portocale? Mi se suflă în cască, portocale din alea bune de țară. Ah, ok, atunci m-am liniștit. E găină cu țară, da? Haideți, domnul, uitați-vă ce bun este. Dar uitați-vă înăuntru. Sunt astea mai cu culori vii, așa, știi, ca să simți că trăiești. Cumperi o găină de aia care e albă, așa, roz, așa, nu. Cumpărați găini de țară. Nu dau cu foarte mult colorant, dar uite, s-a îngălbenit. Deci găinile din țară s-au făcut albe. Eu n-aș mai cumpăra, mă, găini de astea. Și, de fapt, și la carne de vită. Cumperi ca prost, așa, carne roșie. Ce? Îi ajută pe ei să-și vândă marfa, tu să cumperi și marfa lor, să zici, uite, o pui de la țară, galbin. Are galbina la aia care trebuie. Anul ăsta e galbenul la modă și de-aia au făcut o galben, nu de altceva, știi? Bine, acum are și un pic de sânge, dar sângele nu-i galben. Găina țară se decolorează. Dar eu din știre, din ce am văzut, nu prea se îngălbenea. Nu era vopsea de calitate. Și mie mi s-a părut că era cam ieftin, chinezărie. Da, de ce nu dă mâine o pensulă? E dracu, bă, te doare mâna să-ți iei o tempera. Făr, bă, galben, să-ți sară în ochi. Să zici, bă, eu iau de-asta, bolnav. De-asta cu epatită ce? Că îi dau pielea la o pare, dar carnea, bă, interiorul contează, înțelegi? Nu știu, eu nu știu. Eu am fructe. Nu, puii care erau aici alături. Nu știu, domnul. Stăcați aici, în subtarab. N-am pui eu. Dar mi-e teamă că știa vopsesc și legumele. O să vopsească și legumele și o să facă o zeamă de aia de carne pe care le injectează în legume, numai ca să ți-o tragă, știi, dacă ești vegan și, știi? Eu știu pe ăștia cum sunt, că e o coaliție de-asta care se pune pe tine și tu oricum nu poți să salvezi planeta, orice ai face. S-a întâmplat recent într-o piață din Galați, unde 3 comercianți din Republica Moldova au fost prinși de poliție cu găina vopsită.
Analiștii fenomenului se tem însă că practica e cumva generalizată și că se vând găini vopsite cu coloranți galbeni în toate orașele mari din țară, ceea ce pare destul de periculos din punct de vedere alimentar. Dar pe de altă parte, știe cineva cu exactitate câtă vopsea am băgat noi în 30 de ani de comerț nou românesc cu amănuntul? Cineva fără hepatită eventual. Păi, am făcut o chestie de genul ăsta. Noi vindeam icre negre, când nu exista icre negre la șosea. Adică băgam cerneală în rană cu seringa și se albăstreau, se negreau și când mă vindeam icre negre. Și eu spun doar că noi făceam treaba... N-am băgat niște bile înăuntru? Nu, n-am băgat niciodată bile, asta e o legendă. Pentru că oricum te făceam la cântar. Eu nu te furam, nu făceam peștele mai greu. Te furam la cântărire, că tu nu știai ce cântăresc. Nu puneai niciodată mâna pe pește, că îți puțea mâna. Și atunci peștele era numai la mine. Cum vrei să nu te fur dacă tu nu puneai niciodată mâna pe el? Și puneai acasă, ziceai, până am luat 10 kg de pește. Dar ce dracu, bă, că îl țin pe degetul mic. Păi, na, slăbit între timp. Dar noi o făceam ca să ne extindem oferta. Da? Că n-aveam icre negre. Și atunci am băgat și icre negre. Ăștia n-aveau pui galbeni cu gălbineala aia, ca la țară. Știi ce zic? Acum n-au făcut rău. Oricum, pielea nu se mănâncă. Noi știm asta. Bine, noi știm, dar acum când am zis, mi-a lăsat puțin gura apă, că mi-a asta îmi place cel mai mult. Și mie la fel. Să iau pielea aia așa, crocantă și să o mănânc. Și, mamă, și să o dai și primul ușdei, că dacă frige, știi, când scoți puiul de la ceaun și frige tare, cel mai bine iei pielea aia de deasupra, dacă e crocantă, și ca să nu te usture, să nu te frică, dai un usturoi puțin, mă, nene, și o bagi în gură. E, și acum, pielea nu se mănâncă, acum mai nou, pe politically correct, despre ce vorbim, nu mai mănânci pielea. Un lucru e cert, aș opina, dacă tot ni se bagă pe gât găini din alea îngălbenite. Măcar să fie cu vopsea din aia bună, românească. Vopsea galbenă curată, cum se spune, fără euri. Eu nu vreau, mie nu-mi plac coloranții ăștia străini, știi? A, vrei de asta românesc. Eu susțin industria românească și îmi cumpăr puiul numai de la Policolor. Sigur, a trecut o pauză publicitară printre noi, cei care ne mai uităm și la televizor, nu numai pe YouTube. Dar mi-a rămas cumva gândul la colorantul ăla, care nu iese așa din cap doar cu 2-3 reclame. Prin urmare, cum simt că mă cheamă totuși datoria în bucătărie ca să-și ia și colegii mei salariile la timp, o să merg azi în Fast and Fresh, în premieră pe ceva dulce. Mă rog, foarte dulce. O bombă calorică în toată regula, dacă tot e să merg cu sinceritatea până în ultimul gram de zahăr. Să mă ierte toți cei pe care i-am prins la dietă. Atenție la neatenție! Asta a fost. Stai puțin, stai că a fost cam tare, asta e adevărat. Nu te lași cu căștile pe urechi. Cristi, mă bucur că tu ai avut curajul să trecem la pasul ăsta. Era clar, odată și odată trebuia să se întâmple. Sigur. A, deci e prima dată. E prima oră când mergem la desen. Trebuie să faci. Absolut. Alt level, next level. Fai de capul meu. Se dă următoarea propoziție în limba franceză. Moleu au chocolat. Și facem o chestie o să o traducem în premieră și destul de grea. Da? Pentru prima ta interacțiune cu desertul, că facem un leu șocolat din ciocolată albă. N-am fi făcut și de pâine cu unt și cu gemă, că la ea mă pricepeam și eu. Pare bine. Și mie. Să rămână. Ce faceți? A, dar ce frumos. Organizat cu listă frumos. Păi uite cum eu sunt pe mic. Da? Folosim așa 250 de grame de ciocolată albă. Aceeași cantitate de unt. Bă, până aici e bine. Dacă îi găsim și procentul... 82%. Întotdeauna. Pentru că noi ne permitem. Avem zahăr pudră, 125 de grame și da? 75 de grame de făină. Făină. La ouă. Avem 5 ouă întregi și 5 gălbenușuri. Foarte bine. Unde-s mă ale case cum ar veni? Era mă până unde descria pe ele numele magazinului. Să-i facem un culis, un sos din zmeură, da? Busuioc. Zmeură, o bucată, o bucată. Am două, să fie bine. Păi mamă, să ne apucăm de aici, treabă, totuși. Practic, eu recomand deja pentru cei care doresc să facă ceva, așa ceva acasă, să plece deja într-o tură mică de 42 de kilometri, să zic. În avans. Să iau un avans de 42 de kilometri. Deci, topim ciocolata, mergem la topit cu ea. Mulțumesc. Adăugăm ouăle. Toate. Deci, 5 întregi. 5 doar gălbenuși, da. Perfect. Și zahărul pudră. Pe tot? Tot. Sigur? Cu încredere. Îl pun zăpadă așa sau da, grămadă? Cum vrei tu și zăpadă care îți face grămadă?
Da, am înțeles un pic. Aș zic că știu. Păi dau ușor. Ușor, da? M-am apucat acum să... Până când... După aia dau mai tare, da. Însă leagă. Ce zice la tine ciocolata? De curiozitate întreb. Începe să se simtă bine. Se topește. Băieți, dacă o fi să nu iasă prăjitură, o facem omletă. O să iasă puțin dulce, dar asta e. Dar știți cât o să fie de pufoasă? Adăugăm și un top. Și acesta o să mă gândesc, dar câte calorii poate să aibă desertul ăsta pe care îl facem noi acum? Cine le mai numără? Vezi că pun întrebările grele, le pun acum, cât e gălăgie mare, să nu se audă. Suficient la mine? Da. Fii atent că nu opresc brusc, e precum barca cu motor, știi? Îi dau așa ușor să nu li se facă rău pasagerilor. Fă-mi și mie loc. Te rog. Am o provocare. Ca să-mi verific abilitățile de orientare turistică în magazin, să mergem așa pe culoar. Pe mine mă legați la ochi, da. Și dăm cât un produs care ajunge primul. Nici noi nu le știm de acum, de 19 ani. Spor la treabă. Mersi frumos. Hai să punem făina. Hai. Și în timpul ăsta? Și în timpul ăsta? Ușor. Da. Sunt la viteza 1. Și învârt puțin bolul în sens trigonometric. Adică în sensul invers al acelor de ceas. Am adăugat toate cele 75 de grame de făină. Și am terminat și cu făina. Și o să începem să turnăm de acolo. Aici. Aici. Să știi că să facem prăjituri acasă, da. Eram pe mixerul ăla, dar eu am prins și până la mixer. La început, cutelul, nenicule. Păi exact, dar uite eu asta... Aole, ce dădeai, îl botezasem Wilhelm pe-al meu. Ca să-l strig Wilhelm Tell. Ia uite-l. Asta-i, mai mestecă și tu un pic, am obosit. Cu mare plăcere. Vrei să-i dau și aer? Nu, doar să omogenizezi. Nu, doar să omogenizezi. Smeură, zahăr. Ce bine că ai mai pus niște zahăr, nu? Că nu aveam deloc în combinație până aici și de la ciocolată și de la asta. Zic, lasă să fie. Păi mă, că ăsta-l face... Ți-am zis să nu calculezi. Ce faci? Punem compoziția aici ca să putem să turnăm în șoc. Toată? Tot. Practic numai ce a rămas pe marginea castronului și a dat peste cap două diete la rând. Adevărul că din ăla ar fi fost mai greu să turnăm așa. Zic și eu. Iată. Ce-ai făcut șef acolo? Am pus busuioc. Busuioc, da. Hai cu ea la cuptor. Hai. E, da. Ce avem sosul? Deci, nu vreau să mă gândesc ce este în sufletul mamelor care ne urmăresc acum, dar, în schimb, vreau să spun un singur lucru, Cristi. Am trecut cu bine linia de sosire. Copiii ne vor iubi mai tare decât pe Shelly. Crede-mă, în momentele astea suntem peste Shelly și Gami. Îți spun. Mă, fii atent, eu o să fac un pic așa, că vreau să văd cam cât să... Cam cât ar trebui. Și ce zici, să mai punem puțin zahăr deasupra? Crezi că mai contează? Bă, nu mai avem. Acum. M-au trecut toate căldurile. Hai că poți, hai că poți. Stai să văd pe ce parte o atac. Aia este. Te pui și mărgele acum. Le împărțim. Foarte bine, iau eu mai puțin. Și busuioc. A mea e precum mustața lui Caragiale. Da, da, da. Puțin întors. Asta e tot? Asta e tot. Trebuie doar mâncată. Tată. Asta a fost. Ne-am făcut de cap și vreau să spun un singur lucru. Abia de aici începe da. Să ne facem. Gata cu excesul de calorii pe ziua de azi. Dar câtuși de puțin gata cu dulcele. Cel puțin cu dulcele grai strămoșesc din Moldova noastră, ca să zic așa. Și mai ales cu năduful pus în acest grai aprig încercat de vremuri, dar mai ales de prăpăditele astea de drumuri care leagă localitățile între ele, precum înjurăturile, era să spun. În realitate e ceva mult mai subtil, după cum veți descoperi imediat. Ce să vezi fix într-un nou episod România care este. Din Moldova de dincoace de Prut vine o știre vag ocultă din infrastructură. Cităm din publicația locală Botoșăneanul, care a avut amabilitatea să detalieze subiectul. Șoferii din Botoșani au protestat de mai multe ori față de starea proastă a drumurilor din județ, pentru că acțiunile lor nu au avut niciun rezultat. Unii dintre ei au trecut la blesteme. Un astfel de text a fost scris și apoi montat pe un copac situat pe drumul județean 282 Coțușca-Nichiteni. Textul îi vizează direct pe administratorii drumului. Blesteme scrise pe copaci? Eu fac un pic de legătură acum cu
deputatul la care a chemat elicopterul că îl tăiase burta, știi? Da, da. Și acolo ceva blesteme. Ceva blesteme. Ceva blesteme au fost, dar uite ce soluție a găsit. Asta vezi, noi blestemăm, dar după aia ei ajung să cheme smurdu elicopterul, să le desfacă blestemele. Vă reamintim că s-a întâmplat astă primăvară, în luna mai, când senatorul PSD Virginel Iordache a chemat un elicopter smurd ca să-l transporte de la Suceava la București pe motiv de, mă scuzați că intru în amănunte, diaree. I s-o fi tras de la vreun blestem electoral, Doamne ferește. Mă tem însă că senatorul în speță n-ar fi scăpat atât de ușor dacă l-ar fi ajuns blestemele șoferilor din Botoșani. Permiteți-mi să citesc de pe copac. Responsabililor acestui drum, să aveți atâtea bube dulci câte gropi sunt în asfalt. Să aveți atâtea bube negre câte promisiuni ați făcut pentru repararea lui. Ce a zis? Bube dulci? Kinder bube dulci. Eu la asta mă gândesc. Ar fi bube în ciocolată, bube în ciocolată albă. Și bube dulci cred că sunt astea care trec totuși. La grop mici bube dulci. Bube cu napolitană. Eu acum fiind la dietă, eu nu pot să nu mă gândesc, că îmi pare rău, nu știu. Subminez foarte mult acum ideea de blestem, nu pot să nu mă gândesc la desert. La grop mari bube negre. Da, aia cu bube negre nu cred că există dubii aici, nu? Ciocolată neagră nu e, aia cu peste 80% cacao. Știu exact despre ce-i vorba. Destul să spun că blestemul de pe copac se încheie just și fulminant astfel. Să vă bucurați toată viața, cât mă bucur eu când repar mașina. Blestemat să fie cine rupe această coală. Asta și asta mi-a plăcut. Știi cum erau alea pe vremuri ce circulau, le găseai în poștă și zicea cine nu dă mai departe o pățește. Exact, așa. O tai. Nu mai rupi, o tai. Adică folosește alt procedeu. Sau chem descarcerarea, au utilaje speciale. Și asta cu blestemul pe copaci, eu credeam că e scrijelit cu cuțitul. Bă, nu, că omul e civilizat. Vasile plus Mariana egal. Și după aia dedesubt îți explica cu bubele dulci. Da, acum asta o să mă gândesc. Deci e distribuție 1 la 1, adică per groapă o bubă dulce? Da, 1 la 1. Am înțeles. Asta înseamnă că la vreo, să zicem, pachetul la Family, 5-600 de grame de bube dulci, la pachet la pungă de un leu. Un lucru e cert. Ca buni creștini, dezaprobăm modul de utilizare a blestemelor în rezolvarea problemelor cu care se confruntă cetățeanul. Dar, ca simpli șoferi, de ce să mint? Ne-a cam mers la inimă textul acesta despre bube dulci, respectiv negre, de la Botoșani. Și adevărul e că, în paralel cu niște procurori de la DNA, s-ar preta câteva blesteme și la noi, în capitală. Mă gândesc că le-am putea lipi pe borduri. Și au existat de fiecare dată de la toți șoferii care au dat prin grop. Ce crezi că se aude în fiecare mașină? Bube ce dulci! Ce crezi că le iese pe gură? Cred că sunt unele și mai și decât ce a pus omul ăsta pe hârtie. Pe de altă parte, e un vizionar băiatul ăsta. Este primul blestem bio, tu nu știu dacă îți dai seama. Este folosit. Hârtie, material biodegradabil. Exact, și practic viața, care din pământ vine și în pământ se întoarce. Bube dulci, Kinder. Hei! Permite-mi, te rog, să ți-l arăt pe domnul Igor Cuciuc, care este un favorit al nostru. Acum vine Igor! Funcționește? Toba moldoveanului se cheamă Cântecu. Dânsul este, ca așa se vorbește la ei, cu dânsul dânsa, Igor Cuciuc. Da, foaie verde și-n Dudău, am un moș în satul meu, are o dobă de chincui, toba moldoveanului. Îmi place foarte mult cadrul ăla. În motocicletă veche, frunzele sunt căzute, are o poveste, e un toboșar lăsat, e foarte mișto. Numai că poate mă înșel, că eu nici nu cred că am urechi muzicală, eu nu prea am auzit toba. Am înțeles în felul următor. Tour managerul, în cauza domnului cu căciula și cu motocicleta cu ataș, toți avem un tour manager foarte important, l-a luat pe domnul solist și a plecat să-și ia bateristul. Nu prea îmi imaginez eu sărbă fără toba. Toboșar, niciodată nu a fost lipsit de toboșar. Care domnul bateristul din sat, se pare că e o persoană VIP, adică e... O tobă cu orice instrument e deja ritm and melody. E un fel de R&B rustic. Dar ideea e că
Nu existau instrumente. Imaginați-vă, secolul XVII, cine avea țambale, erau de 10 de tot. Da. Instrument extrem de scump, super sofisticat. Nu e oricine avea acasă țambal. Și chiar dacă aveau, cine cântă la țambal. Dar tu trebuie cumva să dai omului ritmul, că nu toți sunt muzicieni. Respectiv, fără tobă era complicățel. Păi să vă explic, toba este inima. Trebuie să știți că la nunțile moldovenești, alea tradițional moldovenești, să te ferească Dumnezeu să fie BPM-ul mai jos de, nu știu, 128-103, să te ferească. Ai putea să cânti ce cântă omul ăsta? Da, dar nu o fac. Pentru că nu mi se potrivește din alte puncte de vedere. Vocal, la 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 la, adică mi se potrivește vocal. Când făceam canto în Brașov, la 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 la, cu la la la, cu puțin hipopolatra, la 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 la, băgai laringe, dacă vă plictisesc cu elementele mele vocale, plec imediat, să știți. Și-a venit cu mic și mare, ca să-l roage fiecare, să scoate toba din cuit, toba moldovanului. Dar sătenii care se revoltă acolo, care vin la, aia ai văzut? Sătenii vin la toboșară, la bate toba, face gălăgie și ăștia vin cu coasa, frate. Și te mai întreb de ce sunt știrile de la ora 5. Nu puteai să duci să zici, doamne, vă rog eu frumos, terminați cu toba aia. Nu, tati, direct cu coasa. Una e cu mătura, adică ai probleme să mătură ce rămâne din toboșar la final. Vine moldoveanul la tine și spune în felul următor. Deci dacă nu mi-ud cămașa, te ia mama dracului. Te bat. Deci dacă ești în trupa angajată să țin nunta și cumva scade energia și nu transpiră moldovenii, e pe spinarea ta. Dar nici n-ai cum, că în momentul în care ți-e bate toba la ureche, la ritmul ăsta, inima cumva se acordează. Adică tu n-ai cum, că înseamnă că ai o problemă, nu ești sănătos. Și înseamnă că te duc oamenii la spital sau îți mai dau să bei sau ceva, te reglează-i cumva. Te pun acolo pe frecvență, că n-ai cum să lași. Cum tu poți să, da, de odihni, poți să te odihnești pe ritmurile astea? Nu, noi avem doar tot felul de dansuri, bătute, aveți și voi. Hai, hai! Moșul meu m-a învățat și din la bătrân lăsat. Fără dobă nu se poate veselie ca la carte. Știi cât de greu să dansează asta? Eu știu să dansez. Serios? Eu știu să dansez și populară. Eu am fost călușar. Stai. Nu, trebuie opri. Poftim? Mai zi o dată. Iertați-mă dacă anumite cuvinte pe care le spun fac niște valuri de tsunami sonore la adresa voastră. Trebuie să vă obișnuiți cu oameni care au făcut de-a lungul vieții lor multe alte lucruri. Vorba aia, am 27 de ani am prin ieri, în august 27 de ani. Deci, în câmpul muncii. Deci, când mi s-a spus, haide și tu la Cântarea României, acolo am preserat mai multe elemente artistice. Unul dintre ele a fost și călușarul. Deci se ia un... Uite, vezi? Asta lipsește și la voi aici. Un băț, tot, mă. N-avem un băț, băț sănătos. Dar nu un băț oarecare. Un ciomag specializat cu... O bătică. Minimalizez totul. Un bătoi. Un bătoi. Un augmentat. Un bătoi. Na. Iar eu de fiecare dată... Și ai făcut așa cu el și ai dansat și... Și chiar mai mult decât atât, îl puneam pe jos. Îmi cer scuze, nu-mi permite, e prea mică această încăpere. Îl puneam pe jos, mă puneam pe spate așa cu mine. Și tra-la-la-la, ia pune. Pac, 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 uite-te la mine. Lemnul stătea în dreptul meu și era un fel de reper, un fel de ecuator al mișcării mele. Și treceam pe partea asta alta așa. Nu e momentul și nici cazul să-ți explic aici. N-ar trebui emisiune după emisiune să înveți ce înseamnă adevărat. O să facem o emisiune specială pentru asta. Să pregătești și pozele de atunci de călușari. Și punem pozele și discutăm despre ele. Și discutăm? Nu, facem loc aici și tu dansezi. Hai să aducem și ansamblu în care... Fac un apel pentru ansamblu care, alături de care am cântat acum am dansat acum 40 de ani. Fraților... Ce mișto ar fi să facem reunire. Păi asta își face. Fraților, hai să facem la Apropo TV ansamblul nostru de călușari din tinerețe. Copilăria noastră, România de altădată, patriotismul local, acum e. Să ne adunăm, fraților! Cu călușul, cu călușul în gură. Ca și călușarii să ne aici la Apropo TV. Dar costum mai ai? Băi, costumul de călușar nu seamănă cu a domnului Igor. Nu. Domnul Igor este frumos, cu sut, una pe față, două pe jos. Care și chimie. Floricele, vestuța aia senzațională. Nu. Ăla era o ie goală. Dar aveai ceva pe dedesubt. Fără brizuri. Practic, era un fel de costum de judoca. Dar fără... Dar cu motive populare românești. Fără niciun motiv. Nu, era simplu. Tu trebuie să-ți miști piciorușele. Asta era toată. Mă bucur că am aflat asta despre tine. O să o folosesc împotriva ta. Dragul meu,
Să folosești ceva ce al poporului meu împotriva mea e ca o binecuvântare pentru mine. Mi-am făcut un calcul mic în pauza asta publicitară și am rememorat traumele de astăzi. Oi prinse în trafic pe autostradă, pui îngălbeniți cu colorant, zahăr cât cuprinde în desert și blesteme în copaci. În toată nebunia asta, doar bătrâna Dacie, așa cum am redescoperit-o eu pe YouTube, ar mai putea alunga gândurile rele pentru a le înlocui cu o porție dublă de râs pe final de Apropo TV. Deși mi-am însușit meditațiile virale de mai bine de 5 ori, încă mă mai întreb ce-o fi de fapt, trap sau capodoperă? Eu mă plimb în Dacia Logan, nu am canet, nu stau la volan. Nu vreau BMW, nu sunt Barosan, eu vreau Logan, eu sunt Ciprian. Păi cred că tocmai ți-am găsit invitat pentru Sala Palatului. Pe cuvântul meu, deci, dacă e vorba să surprinzi cu ceva, eu așa ceva aș aduce. Fac un drift cu Dacia Logan, nu vreau Panamera, Lamborghini, Huracan. Ia uzi, aici... Se vede că a ascultat... E un diss, e un diss la... Diss track, da, exact. Mari trepări. Mari trepări, care se dau în Panamera și Lamborghini Huracan. Eu stau în dreapta, tatăl meu la volan, HD09 chip, de aproape 14 ani. De aproape 14 ani. Bă, la ține bine Logan. Se ține bine Logan, ce kilometraj o fi având? Pe ce mai contează? Eu dacă aș fi de la uzinele Dacia Pitești, aș fi interesat să susțin clipul ăsta. Asta e adevărata publicitate. HD09 chip, de aproape 14 ani. Merg cu Logan unde vreau, la Felix, la Bărăști. La Felix, la Bărăști. E frumos, mă. Toți sunt, bă, merg la Mamaia, la Fițe, la hotel. Nu, frate, Slănic, Prahova. Acolo este adevărul. La Bărăști nu știu cum e. La Bărăști, acum sunt chiar curios. Cine știe ce festival de muzică electronică se face acolo și noi habar n-avem. Dacia Logan albastră e mașina noastră. Iubesc mașina asta, pot să urc cu ea pe coastă. Sper din suflet, stau aici cu sufletul la gură, chiar cu inima în dinți, da? Din spatele, din fața, de undeva din pădurea aceea, să iasă... Un urs albastru. Nu, lasă asta, un burebista. Frumos. Burebista, să spună, a noastră e Dacia. Sunt la început, hateare, nu mă poți opri. Îmi place de mine, dar știi că nu vorbesc prostii. Am făcut un experiment dintre ăsta în care am pus versurile de la o grămadă de piese trap într-un word cloud și a ieșit cuvântul hater așa imens. A ieșit, nu? Da, pentru că e aparent, eu nu cred că e cântă vreo piesă pentru fani, toate sunt pentru hateri, sunt în ciuda ta. Dar dacă și la Logan ai hater, eu nu înțeleg ce se întâmplă cu lumea asta. Oamenii ca niște zombi cu ochii doar după bani, Dacia Logan nu-i pentru orice cocalat. Știi ce îmi place mie la trap-ul ăsta? Că la fel cum vlogurile au liberalizat producția cinematografică, trap-ul a liberalizat producția muzicală. Așa e, mă. Cu autotune și cu beat-uri de-astea, oricine poate să facă o piesă. Asta e frumos. Băi, a venit de nicăieri, se duce nicăieri. Asta e frumos pentru că lasă totuși mai imaginația privitorului. Mai, eu pus-o în așa 1, 2, 3, uite-l. Ăsta e. Privește cu atenție aici că urmează burebista? Mare exercițiu de creativitate. Te rog. Și acum chiar nu glumesc. Dacia Logan! Culoarea Bostan! Culoarea Bostan! Moldoveni, mă. Moldoveni au umor, mă. Dar cum de nu mi-a venit niciodată asta, taxiurile? De ce le zicem galben și nu le zicem Bostan? E perfect. Gaz metan, frate. Ce bine e, mă, băieți. Băi, asta e incredibil. Dacia Logan cred că e singura mașină care merge mai bine pe GPL. Este efectiv... O pune în valoare, mă. Abia atunci o pune în valoare. Dimitit el copil de atunci de când mă știu. Tata îmi spune să învăț că președinte ia să știu. Eu, băiet ascultător, sfatul lui l-am urmat. Și ai ghei din clasa 2, m-am apucat de învățat. Băi. Altă cultură, mă. Stop. Altă cultură, altă rasă. Cu cărțele în mână, vacanța, pitrășeam beloțe. Ca și poker cu prietenii jucam. Pentru temelii de acasă îmi dădeam ori și putere. Comprineam o nota 5, mă servim singuri podere. Uite-te și tu, că e tot ce are Moldova. Mai bun, ca să zic așa. Umor și, ce să-i zic, bunăstare, bunătate.
Hrișcă, Hrișcă, să-i spunem așa. Când primim o notă și să organizăm o sărbătoare, vinul alb și roșu îl turnăm în ucioare. E, acum știi cum e. Vorbim despre Republica Moldova. În Republica Moldova se spală foarte bine mașina. Așa este. Se vede clar. Știem și elemente conțesâni plin cu lapte. La chimie nota medie a fost la minus 7. Până într-un final liceu am finisat și nu-s nici președinte, nu-s nici avocat. Dar chiar ne-a prezentat toată foaia matricola. Adică... Și rapid. Da. A făcut 5 ani în 2 minute. Da, eu am diplomă, dar nu-s nici actor, nu-s nici artist. Alexandru mă numesc și eu sunt taximetrist. Dacia Logan! Culoarea Boston! Băi, dar are o privire așa de... E foarte bine, frate. No fucks given, știi? Nu-i pasă de nimic, e încrederea aia. Asta e, despre asta e vorba în hip-hop. Despre încrederea de a fi tu oricine ai fi, știi? Ăsta e unul dintre meritele YouTube-ului, că a scos la nivel astfel de oameni. Că până acum puteai să ai tu câtă încredere aveai. Aceste comori rămâneau ascunse. Foarte economă și în oraș la traseu. Așa reușesc să adun leu lângă leu. Pasagerii mă respectă și eu îi stimez. Pasagerii mă respectă și eu îi stimez. Asta nu numai că e o reclamă fantastică la Dacia Logan, e o reclamă fantastică la taximetrie. Da. La valorile de altă dată. Salonul e pe strat, niciodată nu fumez. Accelerez încet și rar când mă grăghez. Viteza nu încalc și amendă nu primez. Poziția de bază e lângă borduri. Pasageri mai vâneți și mai dau în cotură. Astfel mă sunt foarte mândru și tandru. Cu diploma întorc pe două. Taximetrist Alexandru. Încă stau să mă întreb dacă e și mâna uzinei la mijloc. Sau mă rog, a unui dealer local. Sau e pur și simplu aplecarea, deschiderea omului. Dom'le, țin la ea, mi-am făcut vorba aia, treaba și cred că pot să zic și eu în felul meu. Mulțumesc! Măte, și-am spus cu 300 de cai sub capot, eu nu... Dacia Logan! Culoarea Boston! Dacia Logan! Pe gaz metan! Aha! Recunoști? Asta o știu, asta o știu! Stai cât îl duce, cât îl duce, cât ia, ia! 4 ani la rând, de zis sunt pe Logan. În total am ars 80 toni de metan. Mirabela, luna nouă, mă ajută să rezist în calitate de taximetrist. Băi, o face pe stradă, ești nebun? Băi, deci chiar, ăsta aici nu mai e pe bune, fii atent. Andy, iartă-mă, tu nu ai făcut cu ani în urmă așa un concurs? Stimați spectatori, iată această reclamă începe. La ce face reclamă? A, și să opresc la final. Ba da, dar pe vremea mărcii înregistrate. Deci fii atent aici. Acum vreo 20 de ani. Primul concurs al zilei. La ce face reclamă? Ce susține? Hai mă, zi, pui niște bilete la... Da, mă, da. În ce zile ai? 18 decembrie și 19 decembrie. 18 și 19 decembrie. Ce te faci tu dacă într-una din zilele astea, ca să nu mai zic că e posibil să fie în amândouă, îl vezi în primul rând pe Alexandru. Știi ce fac? Ha. Îi spun la de la tube. Tu, 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 tu. Dacia Logan! Păi, băiatul, dar de unde ai mașina asta? Taxuiești? Auzi? Cum îți spun? Vania. Ion, lucrezi la bordiur? Da. Asta și-i problema. Noi lucrăm legal. Vrei să ai așa mașină? Lucrează și tu legal. Mamă, cum a venit asta? CSR, frate. De nicăieri. Manifest. Vrei să ai așa mașină? Lucrează și tu legal. Frățioare, mai este și CSR. Corporate Social Responsibility. Hai că, fă cuvântul meu, dacă n-ai închis pe tablă, vă zic... Dacia Logan! Aproape că mi-e și frică să mai spun să nu ia cineva personal. Povestea asta cu Loganul e și mult mai lungă și mult mai gustoasă, dar întreagă o găsiți doar pe canalul meu de YouTube. Și tot online o să găsiți pe aceeași platformă și emisiunea întreagă, dacă ați pierdut ceva și sufletul vă îndeamnă să recuperați. Oricum ar fi, vă aștept inevitabil la o nouă întâlnire duminica viitoare în jur de ora 13 sau în reluare, pentru cunoscători, după miezul nopții. Sunt Andy Moisescu, mă înclin. Voie bună! Bam, 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 bam.